Domnilor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Profesorul Răspunde. Ne întâlnim din nou direct aici pe Sălășanul TV pentru a vorbi despre sistemul de învățământ, pentru a vorbi despre unități de învățământ din județul Sălaș. E bine, în această seară ne aplecăm atenția asupra unei școli din mediul rural și nu facem întâmplător acest lucru, pentru că venim după un eveniment important care a marcat existența acestei școli, vorbim despre școala gimnazială din Cizer, tocmai pentru că în urmă cu două săptămâni această școală a participat prin reprezentanții săi, respectiv directorul acestei instituții de învățământ și alți patru elevi, la Cotroceni, acolo unde președintele României, Claus Iohannis, a înmânat reprezentanților școlii gimnaziale Horea din Cizer ordinul Meritul pentru învățământ în grad de ofițer la împlinirea 150 de ani de la înființare. E bine, vorbim despre acest moment istoric pentru această unitate de învățământ și, sigur, vorbim retrospectiv despre începutul învățământului din Cizer și, evident, despre etapele prin care învățământul a trecut acolo. În această seară, alături de mine în studio, se află directorul acestei unități de învățământ, domnul Florin Chiș. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc. Și pentru că, iată, veniți oarecum la cald să ne spuneți reacțiile după acest moment istoric la care ați participat la București. De asemenea, alături de domnul director, un fost cadru didactic al școlii, domnul Petru Galiș. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru că, iată, ați acceptat să ne însoțiți pe domnul director pentru a ne vorbi despre etapele prin care a trecut învățământul din Cizer, tocmai pentru că dumneavoastră ați studiat oarecum în detaliu toate aceste etape. Drept dovadă, trebuie să spunem și pentru cei de acasă, în fața noastră avem multe cărți semnate de dumneavoastră în care obiectivul principal a fost învățământul din Cizer. Așa e, cum ziceți dumneavoastră. Cărțile, de fapt, conțin toate domeniile de activitate și eu am pornit la scrierea cărților, practic, de la lucrarea de gradul 1. Din fericire, am avut un următor deosebit pe inspectorul de atunci, Bârjac, fiind de istorie, m-am gândit spre istorie. Și tema lucrării de atunci a fost folosirea elementelor de istorie locală în educarea patriotică a copiilor. Iată, tot la învățământ ajunge. Tot la învățământ. Da. Și apoi din acea lucrare de grad, care am făcut-o cu scopul de a promova și a lua gradul 1, am desprins mai multe teme. Printre altele, am desprins biografia unei poete, Veronica din Sălaj, care a fost prima mea lucrare, de fapt, întocmită cu un coleg mai vârstnic, Gheorghe Perneșiu. Avem aici trei exemplare din carte, trei ediții a fost. Apoi am desprins tot din acea carte un obicei pastoral, Măsurișul oilor, care în 2016 am plinit 50 de ani. Și am scris cartea Jubileul la Măgura Priei, Măsuriș 50. Și pentru anul 2017, care s-a încheiat, am întărit o altă lucrare, Școală veche în sastră vechi, așa am intitulat-o, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la testarea documentară. Am făcut o introducere. Am 150 de ani de învățământ acolo în Cizer. Da. Sigur, întrebarea care se pune și care e pe buzele tuturor, înainte de a ne spune despre ceea ce s-a întâmplat la București, de unde a aflat Cancelaria președintelui Claus Iohannis că, iată, o școală mică din mediul rural din Sălaș am plinit 150 de ani de existență. Eu nu știu din unde a aflat președintele, dar cred că prin școală, s-au cerut ceva situații în vara trecută, când eu lucram deja la carte, pe Facebook, nu știu de unde, dar lucrarea eu am făcut-o cu scopul de a exista și de a fi urmașilor noștri carte de învățătură. Sigur, iată, ați consemnat acest moment, 150 de ani de învățământ în Cizer. Și domnul director, vreau să ne spuneți cum anume se află. La mare. La sfârșitul lunii octombrie, prin intermediul inspectoratului, în toată școala informatică, în care se solicita dacă anul înființării școlii și dacă școala împlinește un anumit număr de ani, 100, 150 sau 200 de ani și eventual prin ce se evidențiază școala în momentul respectiv. Probabil ca și alte școli din Sălaj, am completat acea machetă, am transmis-o prin intermediul
inspectoratului. Macheta a ajuns ulterior la minister, la departamentul de prelucrare a informațiilor, mă gândesc, tehnologia informației, parcă așa se numește. Și probabil în urma analizei machetei respective, așa a ajuns la consilierul prezidențial pentru educație, informația. În acel moment nu v-ați gândit că o să fiți chemați la București pentru a primi aceste ordini? Nu, cu siguranță nu. Oricum, faptul că am fost chemați a fost o surpriză pentru noi. Țin minte că eram într-o pauză mare și eram chiar în secretariat, discutam cu doamna secretară despre problemele de acolo, care erau la ora respectivă, și a sunat telefonul între timp. Doamna a răspuns la telefon și inițial am văzut surprinderea pe față. De fapt, era sunase chiar de la Palatul Cotroceni doamna consilier Irina Rusu, unul dintre consilierii pe educație a președintelui Iohannis, care ne-a anunțat despre faptul că am fost aleși să fim decorați de către președintele Iohannis pentru cei 150 de ani de activitate a școlii. Bineînțeles că această decorare, președintele Iohannis o face la propunerea ministrului educației, că întotdeauna există o propunere din partea cuiva abilitat pentru decorare. Și așa am ajuns acolo. Inițial am crezut că e o farsă. Și ulterior ni s-a confirmat prin e-mail-uri pe care le-am primit de la administrația prezidențială, unde ni se dădeau detalii, și apoi contactele ulterioare care le-am avut cu doamna respectivă. Iată, Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad ofițer la împlinirea 150 de ani de la înființare. Ce-a reprezentat acest moment pentru dumneavoastră în calitate de reprezentant al acestei unități de învățământ, având în vedere că în spatele dumneavoastră, de fapt, se aflau 150 de ani de învățământ în CISER și, mai mult decât atât, se aflau, de fapt, multe, multe generații pe care le-ați reprezentat acolo la București. Vreau să ne spuneți despre însemnătatea și despre importanța acestui moment. Da, a fost pentru mine, în primul rând, o deosebită satisfacție, pentru că am cunoscut mulți, eu nu lucrez decât de 17 ani în școală, dar am cunoscut mulți, mulți colegi, care unii dintre ei nu mai sunt, alții s-au transferat în alte locuri, care au depus doar în ăștia 17 ani o muncă uriașă în acea școală. O muncă care de multe ori nu e vizibilă, mai ales într-o școală din mediul rural, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, dar care se vede în timp. Și ce să mai vorbim de cei dascălii care s-au perindat în cei 150 de ani prin școala aia, și fiecare și-a lăsat o părticică de suflet, o părticică din viața lui, că practic pe noi ne costă și viața efortul ăsta intelectual pe care îl depunem pentru educarea tinerilor generații. M-am bucurat că pot să duc cu mine acolo și 4 copii și un cadru didactic. Copiii au fost foarte impresionați. I-am ales pe cei care au avut rezultate foarte bune până aici, mai ales la olimpiade și concursuri școlare, și de fapt și premianți au fost și sunt premianții școlii. Am călătorit spre București. Acolo a trebuit să ajungem mai devreme cu o oră pentru protocolul care trebuia să fim instruiți în privința protocolului. Am fost instruiți. Ulterior a avut loc acea festivitate care, după cum s-a văzut, a decurs prin intonarea imnului de stat, citirea ordinului de decorare și speech-ul pe care l-a ținut președintele României. Apoi fiecare director însoțit de către unul dintre copii trebuia să se prezinte în față. Directorul primea decorația, iar copilul decretul de decorare. În urma festivității, odată încheiată partea de protocol, am mai avut ocazia în sală să stăm de vorbă cu ministrul educației sau cu alte persoane care erau în sistemul educației și care
le-am cunoscut cu diferite ocazii acolo. Da, iată, vorbind despre un moment solemn, cum spuneam, un moment cu o deosebită încărcătură emoțională și foarte important pentru unitatea de învățământ pe care o reprezentați, ați adus alături de dumneavoastră în această seară și aceste decorații pe care le-ați primit din partea președinției. Să înțeleg din comunicatul care a fost transmis de către Cancelarea Președintelui, sunteți singura unitate de învățământ din Transilvania care, iată, v-ați înscris în această listă care a fost premiată. Spre surprinderea mea, că nu mă așteptam, speram să mai fie și altele, am fost din Transilvania singura școală și, nu știu, probabil că ține de faptul că începuturile învățământului în Transilvania au fost un pic mai anevoioase decât în vechiul regat. De altfel, școlile care au fost prezente acolo din vechiul regat, școlile acelea au fost înființate majoritatea în perioada anilor 1850. La noi în Transilvania învățământul și a început în condițiile în care eram sub administrație austro-ungară, ungară și apoi austriacă, și a început mai greu cursul. L-a început sub oblăduirea bisericii ortodoxe și greco-catolice, deci învățământul a fost inițial confesional. Și așa îmi explic eu faptul că n-au fost mai multe școli din Transilvania, prin faptul că n-au cel puțin școlile pentru în mediul rural și în spațiul românesc au apărut destul de târziu. Totuși, școala din Cizre a furat oarecum startul, dacă putem să spunem așa. Sigur, întrebarea care se pune pe buzele multora este de unde știți despre existența acestor ani, pentru că trebuie să vorbim acolo despre, faptic, despre un anumit aspect care să releve existența a 150 de ani de învățământ în Cizre. Domnule profesor, sunt absolut sigură că ați studiat și această parte. De unde anume ați tras această concluzie că, iată, în Cizre se practică învățământ de 150 de ani? În primul rând vreau să-ți corectez un cuvânt. Nu înființare, ci atestare. Atestare. Pentru că, așa cum spunea domnul profesor de istorie, învățământ a fost și înainte. Și o să folosesc, în primul rând, acest clopot, pe l-am adus acolo dumneavoastră, pe care eu l-am descoperit în turnul bisericii, fiind vecin cu biserica, la țară, când din furtună se trage clopotul. Și și o lege a fizicii, că împrăștie norii. Și cu această ocazie, mergând eu să trag clopotele, să ajung norii, am văzut pe clopotul mic inscripția Școlei Rom. Românești din Cizre 1867. Și acest clopot m-a îndemnat să mai fac și alte cercetări. Oare este adevărat sau nu? Și am făcut cercetări prin arhive, în arhivele de la Cluj, de la Universitatea, Biblioteca Universitară Blaga, la arhivele noastre, și am găsit și în gazeta de duminică și în revista Școala Noastră, mai ales revista Școala Noastră, aici la arhivele noastre, când a venit primul învățător. Și am găsit, când a venit primul învățător, din cartea Verunica din Salaș, pe care deja o scrisesem. În 1867, episcopul de Gherla a trimis în satele românești învățători. Înființase în prealabil școala preparandală, viitoarea școală pedagogică, și a trimis în satele românești învățători. Și așa a ajuns în Cizre învățătorul Nechita Liscan, originar din județul Cluj, Imbuz, s-a numit satul, acum se numește Mureșenie de Câmpie. Deci, repet, 1867, un argument. Alt argument ar fi un document tot al episcopiei în Gherla, un schematism, un document oficial pe care l-am găsit în arhive și din care o să-mi permit să citesc. Se cheamă Schematismul veneratului cleru a nou înființatei dieceze greco-catolice a Ghelei pre-anul de la Hristosul 1867. Ia câtă! 1867.
Bun. Și încă un argument. În perioada noastră copilăriei, când eram pionier, mergeam în excursii. Și mergând în excursii prin țară, ne-a pomenit într-o perioadă când trebuia să facem 7 zile de excursie. Și am pornit, până am văzut jumătate țara. Ajungând în zona Bistriței la Maieru, cu cei mai mulți copii din țară, cu cea mai mare densitate de copii din țară, am vizitat muzeul satului de acolo, făcut de un inimos profesor de limba română, și acolo am găsit afișată o hartă a Ardealului. O hartă făcută de un pictor, Jean Bordeaux, rețin că l-a chemat, și pe hartă era scrise localitățile și dacă sunt sau nu școli. Și acolo pe harta aceea scria, printre altele, imediat să o găsesc, scria că în zona noastră sunt școli și spune și numărul de copii. Cum a făcut omul acela harta? Simplu. S-a prezentat în fiecare comună, călare pe cal, și s-a dus la mai marele comuni. Era un om simplu acolo, care conducea comuna. Și o să vă citesc de aici. O altă mărturie despre atestarea învățământului cizeranu constituie o hartă din Muzeul Sătesc din Maieru, județul Bistrița. Prima hartă românească din Ardeal, întocmită de Eugen Bordeaux în anul 1870, în care sunt menționate și localizațiile Cizer, Boian, Plesca, Pria. În paranteză, la Cizer și la Pria erau parohii cu școli. Și aici este un citat care ne spune despre Plesca. Deci în Cizer și Pria erau parohii și școli. Menționează în... Iacătă! Deci în 1780 a fost. Sau în alte documente am găsit că la Pria, că e mai la munte, că acolo stau românași ascunți la munte, a fost în 1810. Dar o să continui să vă citesc că de aici rezultă cu certitudine, ca să știe toată lumea de ce. Vă citesc de aici. Pria, parohie veche, bas de lemnu, în onoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Casa parohială Lițește, spune și mai departe, are de la anul 1810 școală de lemn. Școlari 45. Evident, dacă o să puteți trage asta pe aparat. Parohul Vasile Marincaș, cantor Ioan Marincaș, docent Ilie Suciu. Boianu, cândva parohie, bas de lemn, în onoarea bisericii, înseamnă, Sfânta Treime, școlar 20. Umbla la școală în parohie matre, depart de la matre 1 pe 4 ore. Citez. Cizeriu, era scris Cizeriu, pe clopul scrie fără i. Dar aici așa a fost ortografia. Parohie vechia, bas din lemn în onoarea tuturor sfinților, casă parohială din lemnul, are la anul 1824 școală de lemn, școlar 65. Și spune cine a fost popă, cine a fost dascăl. Iacă-te deci concluzia. În anul 1810, în Pria erau 45 de școlari, în Boian 20 și în Cizer, în 1824, alt an deci, 65 școlari. De-aia m-am legat de cuvântul ăla, înființat, atestat. Atestat. Da. Și atunci eu m-am legat de cele trei izvoare veridice. Veridice. Într-adevăr. Acum se știe precis. De ce m-am legat de 1867? Da. Am numărit-o. Da, tocmai de aceea, o chestiune atestată, după cum spuneați, 150 de ani de învățământ atestat acolo la Cizer. Domnule profesor... Învățător. Domnule învățător, îmi permit să zic așa, mai avem 5 minute din prima parte a emisiunii și am vrea să trecem și prin modul în care învățământul din Cizer s-a dezvoltat, etapele prin care a trecut, pentru că sunt absolut sigură că ați consemnat acest lucru în cărțile dumneavoastră. Sigur, ne întoarcem în urmă cu 150 de ani, momentul în care a fost atestat învățământul, care au fost pașii care au urmat și care i-au definit? Vă spun sigur. Preliminari. Vă spun simplu de la structura cărții. Și capitolele sunt sugestiv intitulate și cred că spun totul. Denumirea capitolelor. Le găsim aici. Și începem așa. Capitolul 1. Începuturile. Ceea ce v-am spus.
apoi certitudine, cele trei elemente. Consolidare. A fost și o perioadă de consolidare. Așa am denumit eu. Înflorire, dezvoltare și apogeu. Și o să le luăm pe rând, dacă vreți. Și perioada după Revoluție. Partea științifică a lucrării. Pentru că ea are și elemente frumoase, amintiri, ca să fie atractivă, să nu fie aridă cartea. Sigur. Cred că dumneavoastră ați citit o parte. Sigur. Vorbim despre învățământul din Cizer de această dată. Care au fost factorii decisivi? Care au marcat evoluția lui în timp? Vorbim aici despre creșterea numărului de elevi, despre o anumită calitate a învățământului. După ce am povestit despre începuturi, între cele două războaie mondiale, atunci a fost o dezvoltare mai deosebită, pentru că s-au construit și localuri de școli care nu erau și au venit învățători calificați. Mi-amintesc că de o învățătoare din Oltenia, de la Morunglav, care, Dumnezeu s-o ierte, mi-a trimis o scrisoare emoționantă din perioada 1935 până la război. Deci, învățătoare. Știa să cânte la vioară, știa tot ce trebuie să fie un învățător. Deci nu învățător așa ca funcționar, dascăl. Tot în perioada aceea mai fost un învățător din Valcău de loc, Blaga. Ei s-au întâlnit și până la război au conlucrat. Dar a fost învățământ serios în perioada aceea. Pentru că mi-amintesc, o mătușă de-a mea povestea cum ce frumos le cânta învățătoarea și învăța și pe ei să cânte. Cu toate că ziceau copiii, haide să cântăm. Păi noi nu știm cânta. Ziceam, învățătoarea pe m-a luat vioara, a cântat ea, când a cântat copiii a început să râdă. Zice, nu râdeți, haide să cântăm. Și a detinat pe copii să-și exprime instinctul acela uman, cântatul. Sau altă întâmplare, și tot de atunci de la învățătoarea aceasta, ulterior, am găsit în amintire scris despre Paula Brudan, un fiu al Cizerului, un mare istoric, îi zicem noi că e al nostru, numai pentru că e al nostru, ci este adevărat, arta Muzei Porolesen și jumătate e al lui, cu probleme de salaj. Anul trecut am aniversat aniversarea 90 ani de la naștere și zice învățătoarea de atunci, asta Georgeta Popescu, despre elevi. M-a ajutat, cei mai cuminte a fost Paula Brudan. Pruncul Savetei, nu știu care. Memorii nescrise, dar eu le-am luat de bune. Așadar vorbim despre o anumită calitate a învățământului practicat da, în Cizer. Da, și tot atunci la școala aceasta veche, o să vă arăt în poze, s-au adus îmbunătățiri în cadrul construcției și tot învățătoreasă când a venit, i-a spus directorul bărbat, zice, dar să nu lăsăm noi terenul ăsta degeaba. Și în curtea școlii am lăsat loc pentru joacă, pentru copii câți erau deja și dintr-o parte din curtea școlii au făcut grădină și au început să cultive una alta acolo. S-au mirat sătenii. Uite, învățătorul știa să altoiască. Deci, ceea ce era la modă atunci, cum e acum internetul și minunile astea, a fost necesare pentru atunci. Deci, în perioada aceea, zic eu, între cele două război mondiale, a fost un pas deosebit și de atunci avem învățători și oameni deosebiți pentru țară, din perioada aceea. O să vorbim și despre personalitățile pe care le-a dat Cizerul țării acesteia. După cum spuneați, am ajuns la finalul primei părți a emisiunii. Am vorbit despre începutul învățământului din Cizer, despre atestarea învățământului din Cizer și totodată despre perioada de dezvoltare și înflorire a învățământului de acolo. Punem punct primei părți a emisiunii, revenind după scurtă pauză de publicitate pentru a vorbi și despre perioada după 1989, perioada extrem de importantă. Domnul director, fiind dascăl și fiind profesor acolo, cu siguranță poate să ne spună despre învățământul care s-a practicat în această perioadă în Cizer, revenind după scurtă pauză de publicitate.
și domnilor, am revenit aici la emisiunea Profesorul Răspunde și vorbim în continuare despre școala gimnazială din Cizăr. Vorbim plecând de la momentul istoric la care directorul acestei unități de învățământ împreună cu 4 elevi a participat la Cotroceni, acolo unde președintele României Claus Iohannis a înmânat reprezentanților școlii din Cizăr Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer la împlinirea și la atestarea celor 150 de ani de învățământ acolo în Cizăr. Vorbit în prima parte a emisiunii împreună cu un fost dascăl al școlii, cu domnul Galiș, despre începutul învățământului și despre atestarea învățământului din Cizăr și sigur, în perioada până la 1989. Spuneați că există câteva aspecte care trebuie punctate până la acea perioadă. Care au mai fost momentele importante care au marcat evoluția școlii? În primul rând, baza materială. S-au făcut școli, pentru că Cizărul este o comună mare. S-au făcut școli, 4 unități școlare am avut. Cizărul 2, 3, 4. Ca să aibă toți copiii acces. Și dacă îmi permiteți, dacă se vadă la cameră, vă arată aici și școlile și anii în care, iată-te, prima este școala făcută în 1950, în care m-am învățat și eu, jos, școala în care lucrăm acum, în 1990, din întâmplare eram primar și am inaugurat-o, apoi școala numărul 2, zisă Susani, școala numărul 3, Valea Boului, dar Bău nu de la Bău, de la Băur, l-am spus și băinarilor, școala numărul 4, Boian, deci acestea toate sunt în satul Cizăr. Apoi școala din satul Plesca și în prima două școli, una veche și alta nouă, cea nouă a rămas în faza aceasta netencuită, că s-a folosit câțiva ani, a scăzut un numărul de copii și a rămas clădirea. Iată, deci o dată baza materială. Și apoi, crescând numărul de copii, eu am intitulat un capitol Apogeu. Și o să dau un singur exemplu din anul școlar, imediat, găsim aici lista, 1971-72, de exemplu. Au fost cei mai mulți copii, 35 de cadre didactice, enorm de multe, nu încăpeam în cancelarie. Apoi, în perioada 1983, în școlile 1984, 368 de copii, pentru că în timp se înființase și clasele 9-10. Deci, în clasele 1-10 au fost 368 de elevi. De aceea am și intitulat această perioadă Apogeu. A fost perioada cu pionierii, cu atragerea. Nu ne băgăm în ideologie. Școală se făcea. Un aspect, deci al bazei materiale. Apoi, au venit din toate cursurile țării dascăli. Nu conta când absolveai, de unde te-ai născut, te duci unde trebuie. Vă dau un exemplu. În 1970 a început să curgă în toate satele dascăli calificați. De exemplu, soția mea a fost trimisă de la Carei în Cizăr. Din întâmplare eram acolo și acolo a rămas. Și mulți, chiar dascăli cu universitate care trebuia să lucreze la liceu, au fost în Cizăr. Familia Leanca, de exemplu, profesorul Croitoru, profesor deosebit, i-a trimis conducerea țării unde a trebuit. Iată, vorbim despre un apogeu al învățământului din Cizăr. Da. Vreau să le spuneți tot în linii mari, pentru că suntem presați de timp, personalitățile marcante pe care le-a dat școala din Cizăr, cu care vă puteți mândri. Mi-a spus o întrebare încuietoare, dar o să vă spun ceva. Că eu am folosit la această carte nu un tipic anume, ci am inventat și niște capitole separate. De exemplu, am aici un capitol, foști elevi cu care ne mândrim. De când îi știm noi și până al altăieri. Și ca să vă dau acum un exemplu, că din întâmplare i-am numărat. Deci, de la liceu în sus, cei care au primit diplomă și până în mână. I-am numărat și sunt așa. 5147, Boian 49, Plesca 14, Pria 64. Total 274 de oameni de la liceu în sus. Deci, uite, avem aici Parlamentul României. Să facem o glumă. Atâția elevi pe care am enumerat din anii 50 încoace, până al altăieri. Ia câte, deci, și sunt enumerați aici toți și sper să ia cartea asociată să o păstreze ca o Biblie. Pentru că sunt elevi cu care ne mândrim.
Așadar, numărul lor e foarte mare, după cum spuneam. Da, 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 da. Și încă o frază atunci, ne-am bucurat și de dascări deosebiți. Mai ales după perioada anilor 60, când a venit, cred că ați auzit toți de Gonță, Gonță a ajuns în Cizer, trimis de inspectorul general Trif. Că Cizer era un fel de bandadă, era atunci, că nu erau dascări. Și atâtea școli, omul acela a pus piciorul în prag, a făcut școală, a pus-o la pus școală și a mai făcut ceva ce m-a legat să scriu această carte. Măsurișul oilor. Ați auzit de el? A funcționat neîntrerupt 50 de ani. Anul trecut am scris această carte și părintele lui a măsurișului este acest Goanță și cu un om de glume din Pria Sonea. Sonea se ocupa de oi, Goanță de spectacol. Și atunci s-a întărit și munca culturală și avem, o să vedeți și pe copetele acestea și din coace, avem valorificat portul și dansul. Și din acea perioadă vreau să menționez încă un coleg, colegul de-al meu de clasă, Nelu Sur, și acum mai lucrează la Centrul de Cultură și Artă, care nu s-au lăsat, în orice condiții, au participat la activități culturale. Au fost și în țară și în străinătate cu formație cu Muierească. Da, ne întoarcem la școală și vorbim despre anul 1989. Domnul profesor a prins domnul director, actualul director, pentru că spunea că se află în învățământ de 2001. 17 ani. Iată, aveți câțiva ani în spate. Ați prins perioada după 1989 și vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat acolo la școala din Cizer și, nu știu, modul în care au evoluat sau au involuat lucrurile. Am prins oamenii care au fost în perioada respectivă, pentru că în 2001, când am mers eu în Cizer, la terminarea facultății, deja exista acolo un număr destul de mare de cadre didactice care lucraseră și cu în anii de care ați pomenit dumneavoastră. Director atunci era Nicolae Agache, un om deosebit, cu care am colaborat foarte bine, înainte de dânsul și apoi după a fost domnul Pușcaș Alexandru, care de asemenea s-a străduit și fiecare în parte au încercat să ridice școala gimnazială Horea din Cizer la un nivel decent, un nivel care să oferă pentru comunitate servicii educaționale acceptabile și cred că școala a reușit să facă acest lucru. Anii de după 2001 încoace, în schimb, sunt mai bine cunoscuți pentru că am fost acolo și am participat la aproape toate activitățile școlii. Trebuie să subliniez faptul că am niște colegi deosebiți, niște colegi de care sunt mândru, niște adevărați profesioniști și nu îi laud pe gratis, sunt chiar niște dascăli care au vocație pentru dascăli, nu lucrează învățământ pentru că nu pot lucra în altă parte, care pun suflet și se implică personal în toate activitățile pe care le depun fie la catedră, fie extracurriculare. Cu mulți dintre ei, sau aș putea spune cu cei mai mulți dintre ei, lucrez încă din 2001 de când am mers acolo. O parte mai este și astăzi acolo și dacă școala funcționează și se ridică la nivelul care trebuie, se datorează lor în primul rând. Da, vorbiți cu mare admirație și cu mare mândrie despre colegii dumneavoastră de dascăl, despre resursa umană pe care o aveți acolo la școala din Cizer. Vreau să ne aducem aminte și să venim în acest punct, anul școlar 2017-2018, și aș vrea să ne spune și din punct de vedere al rezultatelor pe care școala le are, ceea ce privește numărul de efective de elevi. Efectivele de elevi sunt ca peste tot în scădere. Noi înregistrăm o oscilare, din păcate în scădere. Anul acesta avem 226 de elevi, în momentul la care vorbim, deși am început cu 240. Au fost unele evenimente care au determinat niște transferuri spre sfârșitul semestrului acum. La anul o să avem 230, o să urcăm un pic. Pe următorii ani ne situăm undeva în jurul acestei cifre, de 230, 220, 230. Acum,
să vedem în viitor cum va mai evolua, vor evolua lucrurile. Suntem 14 cadre didactice care depunem munca în această școală. Suntem foarte solicitați, dat fiindcă suntem puțini și numărul destul de mare de elevi. Întotdeauna trebuie să ținem pasul cu activitățile pe care trebuie să le ținem, cu educația pe care trebuie să o oferim, și atunci dacă cadrele didactice sunt mai puține și încărcătura pe om e mult mai mare și solicitarea prin urmare e pe măsură. Sigur, dacă vorbim de această cifră, peste 200 de elevi, comparând cu alte școli din mediul rural, putem să spuneți că sunteți o unitate de învățământ cu un număr mare de elevi. Vreau să ne spuneți despre rezultatele pe care aceștia le au. Cum stați la capitolul promovarea evaluării naționale? La promovarea evaluării naționale, chiar mă uitam peste niște statistici zilele acestea, stăm destul de bine, zic, suntem peste media pe județ, cu câteva procente, vreo 3%, am avut parte de niște generații care au și răspuns actul educațional, pentru că nu e suficient să ai oameni care să muncească și să fie bine pregătiți, trebuie să ai și un feedback din partea elevului. Există și generații care vor veni și care nu cred că vor răspunde în același mod, dar așa cum am spus, la evaluarea de anul trecut am fost peste media pe județ. De asemenea, colegii mei au participat la numeroase concursuri școlare și olimpiade, unde s-au obținut mențiuni, premii 3, și chiar în ultimii 2 ani am avut participanți la olimpiada de biologie faza națională de la Cizre. Au fost ultimii 2 ani participanți. Așadar, se poate și în mediul rural să se facă învățământ de calitate. Da. Sunteți un exemplu viabil din acest punct de vedere. Sunt curioasă înspre ce licee se orientează elevii care termină ciclul primar și gimnazial acolo la Cizre. Bineînțeles că, în primul rând, contează înclinația lor. Dacă unii dintre ei înclină spre matematică, spre științele astea reale, sau doresc să facă, cum am avut anul trecut, 2 dintre eleve doreau neapărat să facă farmacie mai departe, s-au orientat spre un profil cum e cel de la CNS de biologie, care să le asigure instrucția necesară. Dar avem și elevi care au participat la și au reușit la pedagogic, de asemenea la Alexandru Papiu Ilarian, la Casa de Info, de asemenea avem și la chimie, au ales câțiva profilul de alimentație publică și de bucătar sau ceva de genul ăsta. Și lucrează, în prezent lucrează ca bucătar sau ca ospătar. Chiar îi văd în diverse situații că sunt prezenți și lucrează. Dar vorbim despre licee care se află la un anumit nivel, la nivel județean. Nu aș vrea să trecem, pentru că mai avem 5 minute din emisiunea noastră, fără a vorbi, da. Vreau să fac o completare la ceea ce spune domnul director despre calitatea învățământului din Cizre. Copiii noștri, când scapă de Cizre, la oraș au cel puțin un punct în plus la notă. E o chestie, dar e de multă treabă, că mi-a zis de 44 de ani. Alaltăr îmi spunea un nepot, și mai la fizică n-am avut numai 7. Și vine bucuros, zice, unchiule, am asta ce la fizică, la liceu pedagogic. Dar nu e un caz particular. Deci exigența, deci s-a făcut învățământ de calitate. Și asta trebuie un aspect. Că nu tot una să treci prin școală, să treci pragul clasei, ci să treci clasa. Fac și eu așa niște aforism. Și să nu uit. Deodată cu dânsul, eu am început o activitate ca învățător, că și fiu al satului. Vedeam cum merg lăzele cu zestre și bunurile materiale populare, mă, spre Ciucea și Oradea degeaba. Și atunci am insuflat copiilor dragostea față de patrie, patria fiind satul. Și m-am jucat cu ei, mai ales când era iarna. Mergeam în jos cu sania, ne dădeam și sus aduceam obiecte. Lăzi de zestre, blide, cânți, și am reușit să încropesc un muzeu al școlii. Suntem coproprietari, că acum îl predau dânsului. Și am vrut să opresc această dispariție a bunurilor noastre care ne reprezintă ca nație. Păcat că nu am condiții, eu s-a alergat atâta cât asta de acolo încoace, dar am îngrămânit acolo o mulțime de obiecte, peste 160.
și reprezint totul. Bucătăria țărănească, vase, port, murune. Murune numai noi avem în zona asta. Adică mai are și Edeiul și Meseșeniu. Da. Deci niște chestii pe care le face dascălul numai la clasă, ci și în afara clasei. Așadar există și viață culturală acolo, păi, la Cizre. V-am spus de, de dansul, asta e moarte de vie, asta e moarte de vie. Chiar așa am și titulat articolul meu, Muzeul este o carte de vie de istorie. El îngeminează trecutul unei comunități, păstrând și așa mai departe. Că am publicat și în presă tot ce am făcut, ca să îngeminez apoi în cărți. Și dacă tot, mai am un minut, două. Vorbeam de învățătorul Iscan, 1967, întâiul învățător, zice noi. Din întâmplare s-a întâlnit cu o fată, fata Popie din Bistrița. Murise preotul, au rămas patru fete și un ficior. Ficiorul lor, Nechita Liscan, a fost învățător trimis pe aici la noi, pe la Șiredei, a fost și la Pria. Era și un maestru de viori, repara viori. L-a pomenit și pe el în cărți. Dar fata Popie s-a mărit la 17 ani cu Nechita Liscan. Și-au încropit casa acolo în mijlocul Cizerului, li s-a dat pământ, că așa se plătea atunci. Și ea făcuse și liceu între timp, a fost mai răsărită între celelalte fete. Și în 1908, Astra venea de la Sibiu la Șimleu, la ședințele Astrei. Și din Ciucea, de la tren, 18 căruți au venit cu cei de la Astra și erau 18 km, s-au pus să se odihnească în grădina vrednicului învățător Liscan. Și acolo, printre altele, era Bursan, ceva Bursan deosebit atunci și pe perioada aceea, a citit poeziile Veronica, a pus să se citească poeziile, cum la orice spăț. Și a terminat-o să le publice. Pe cum să le publice? Fără bani, fără nu știu ce. Le-a scris sporadic. Și după aceea, când a murit și ea, un profesor din Zalău, Gheorghe Peneșiu, profesor de român, a fost și inspector general și mare om aici, și a făcut lucrarea de licență din poeziile ei. De ce zice Veronica din Săraș dacă e din Bistrița? Pentru că el mergea pe acasă din când în când. Și când o vede la distanță surorile și mama sa, vine Veronica, Veronica din Sălaj. Și atunci ea și-a semnat poeziile cu acest pseudonim. O chema Chita, ca și pe părinți, și apoi Liscan, ca și pe soț. Mormântul ei este în Cizer. Și aia e și a învățătorului și a unicului lor copil. A murit la 4 ani, Ionaș. Au mai avut o fată, Veturia, s-a căsătorit cu preotul din Pria și aceștia sunt urmașii. Și vara asta, în vara care a trecut, din întâmplare și sau din fericire, am primit o fotografie de o stră nepoată de-a ei, cu toți membrii familiei și arborele genealogic. Vreo 30 de pagini. Lucru pe care încă nu le-am valorificat pentru că n-am avut timp, pentru că Veronica din Sălaj, asta e ediția întâi, dacă puteți să o prindeți, ediția întâi, unde și așa, are mormântul lângă Biserica lui Horea, către și Biserica lui Horea, despre că n-am zis nimic, dar o să zicem de altă dată, aici e mormântul cu cele trei cruci. Pe această carte s-a bătut și Clujul și m-a rugat cineva de la Dacia 21 ca autor să le dau acceptul. Au tipărit-o și ei când a sfârșit ediția a doua. Veronica din Sălaj, așa, și apoi vă rog să luați și măsuriș. Jubileul la Măgura Priei, 50 de ani. Aici am cules toate articole din ziar, din presa aceea, cele din cei 50 de ani, ca să avem amintire. Și am vrut neapărat să îngemănesc și măsurișul în sine, măsuratul laptelui. Și acolo, goanța acesta și-a dus un aport deosebit și cartea cea mai vastă, 5790, care peste 2 ani o să o filmăm la 800. Până atunci o să o întregesc, o să adăugesc și dacă trei, facem o serie de carte și vă chemăm. Iată, am trecut și prin această listă pe care noastră o aveți cu cărțile pe care le-ați publicat. Am ajuns la finalul emisiunii, ultimul cuvânt, domnul director, înspre, nu știu, elevii din Cizre, care învață acolo la școală, înspre părinții acestora, înspre bunici. Cum ați caracteriza școala din Cizre la momentul actual? Oamenii. Eu am stat de multe ori de vorbă cu elevii și cu părinții, de câte ori am avut ocazia, și cred
cel puțin în urma ultimelor discuții care le-am avut și de ani întregi am ținut legătura cu Consiliul Părinților și cu toți care s-au perindat prin școală, cred și că oferim un serviciu educațional de calitate. Ne străduim, avem o colaborare strânsă cu părinții în acest sens. Am observat în ultimii ani, 2-3 ani, o implicare mai mare a părinților în ceea ce școala organizează, mai ales în activitățile extracurriculare, extrașcolare, ceea ce e foarte bine, pentru că dacă părinții se interesa și se implică, atunci și succesul cu siguranță va fi garantat. Și asta ne dorim toți, de fapt, să oferim un act educațional de calitate și care să le asigure copiilor, dânșilor, un traseu care și-l doresc în viață. Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte cu care încheiem emisiunea de astăzi. Mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumim și noastră celor de acasă care sperăm că ne-ați urmărit și de această dată. Să aveți o seară bună. La revedere!